legislativă, în calitate de reprezentant al reclamatului, vă solicităm admiterea acțiunii în despăgubiri în condițiile încălcării unui drept nepatrimonial. Afirmăm că Bărâtul Y, în calitate de jurnal ziar, a înfățișat o mulțime anonimă din care făcea parte și reclamatul X în cursul unei manifestări publice privind Roșia Montană. Menționăm că intenția persoanei X nu reiese expresis verbis din speța înfățișată, fapt ce aduce serioase implicații în conturarea temeiului reclamatului, în susținerea legitimă a încălcării dreptului. Să ne spuneți cum ați evaluat suma de 3.000 de euro pentru, ca fiind pentru plata despăgubirilor cauzate, prejudiciilor cauzate. Bineînțeles că suma de 3.000 de euro recunoaștem și noi că a fost analizată subiectiv. Dar în aceste condiții, am și spus, criteriul pe care se bazează evaluarea acestei sume este gravitatea pe care o suferă râdul. Și considerăm că în această situație, judecătorul este cel care poate stabili suma. Am o întrebare. Pledoaria ta a fost foarte generală. Mult, el a foarte multe definiții a dreptului de animal și suprafața privată. Dacă poți cumva să transpui speța pe care tu ai avut de definiție la unea morală de la cineva? Păi, în primul rând, ar putea să-i fi, ar fi putut să-i asocieze contractul de muncă și mă gândesc că în acea imagine, el este înglobat, oarecum că ar susține acea idee pe care întreaga mai... Bună ziua! Ca reprezentant convențional al Bărâtului, rugăm instanța să aibă în vedere următoarele. Nu contestăm faptul, ceea ce a spus și reclamantul, că speța nu specifică expresis verbis circunstanțele în care reclamantul a fost surprins în fotografie, însă reclamantul, datorită faptului că reclamantul făcea parte din mulțime, se prezumă că acesta participa la manifestarea publică. Ceea ce constă că, dacă speța nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem. În cazul în care instanța oferă o derogare de la un asemenea principiu, avem în vedere două situații. În cazul în care reclamantul a avut intenția, consimțământul este considerat a fi un tacit. În cazul în care reclamantul nu a avut intenția, iar captarea imaginii a fost accidentală. În aparență nu se poate vorbi despre un consimțământ tacit, reclamantul X este însă, datorită faptului că reclamantul X este în definitatea facultăților mentale, putea să prevadă posibilitatea de a fi surprins în cadrul unei fotografii, dar prin faptul că toți cunoaștem că la asemenea manifestări participă și fotograf. Iar în cazul în care această fotografie i-a fi cauzat un prejudiciu, nu poate pretinde protecție dacă a acționat într-o manieră în care imaginea asta a fost expusă publicului. Astfel că rugăm respectos instanța de judecată să respingă acțiunea ca inadmisibilă și neîntemeiată și se impune respingă cita. În situația în care un reclamant a figurat o fotografie luată cu ocazia unei manifestații publice într-un loc public, nu există ingerință în exercițiul dreptului la viața privată a persoanei în cauză, atâta timp cât fotografia în discuție nu a fost făcută și conservată, decât în scopul de a relata desfășurarea manifestării, ca în cazul de față. În ceea ce privește constatarea neaplicabilității aliniatului 2 al articolului 75, considerăm de altfel că este una eronată, dat fiind faptul, nu contestăm faptul că reclamantul este recunoscut în dreptul la imagine, ci faptul că Bărâtul nu a încălcat acest drept. Interacțiunea a fost adusă cu interes și cu bună credință la drepturile sale personale? Din punct de vedere al articolului 10 și al articolului 75, care precizează din moment ce Bărâtul a acționat cu bună credință, nu se pot aplica. Nu, am considerat că instanța nu este obligată să ia în considerare. Motivat de faptul că nu are caracter normativ. Nu provine de la publicului. Consimțământul pentru utilizarea acestora este prezumat nefiind necesar un acord scris. Articolul de față prezintă o excepție. Per a contrario, putem spune că prezumția de nevinovăție nu operează în cazul de față. Dorim să ne legăm de faptul că prezența într-un loc public nu abolește dreptul la anonimat. De ce? Pârâtul putea să fie într-un mod în care intenția lui de a participa acolo lipsea, dreptul lui nefiind limitat de dreptul la informare publică, în momentul în care o persoană dorește să-și exercite și să-i fie apărate drepturile de deplin, acesta nu trebuie să-i fie oarecum limitat de un alt interes care considerăm că în momentul de față nu era unul legitim.
Ce crezi că primează interesul public sau interesul privat? În cazul de față, pentru că speța este foarte vagă și nu ne arată expres exact, după cum recunoaște și partea părâtă, că aceste circunstanțe în care a fost captată imaginea nu reprezintă intenția reclamantului de a participa la acea manifestare. Putem spune că dumneavoastră sunteți în cauză să decideți dacă interesul privat prevalează interesului general. Noi considerăm și susținem că interesul reclamantului prevalează interesului general. Deoarece aduce atingere imaginea anonimatului, chiar dacă nu aduce atingere onoare și demnității sale, după cum s-a specificat și în jurisprudența Curții CEDO. În cadrul primei situații, vrem să vă punem în vedere faptul că dacă a participat în cadrul manifestării respective, înseamnă că nu ar trebui să aibă nicio problemă cu afișarea imaginilor care îl asociază manifestării respective. Asta înseamnă că, automat, dacă tu ieși la o manifestare și susții manifestarea respectivă, înseamnă că ești de acord cu ceea ce susține manifestarea. Scopul tău și scopul manifestării sunt comune. Ceea ce înseamnă că, automat, se prezumă un consimțământ tacit de a accepta să fii asociat, inclusiv prin imagini, cu manifestarea Roșia Montană în cazul de față. În cea de-a doua ipoteză, reclamatul nu a vrut să participe în cadrul manifestării, dar totuși, tranzitând, a fost surprins în cadrul unei imagini. Considerăm că reclamantul, care este o persoană care este o persoană în adevăratul sens al cuvântului, putea să se gândească că dacă în momentul în care e numele său, sau cel puțin imaginea sa, este asociată proiectului Roșia Montană și el consideră că acest lucru va aduce un prejudiciu, fie în viața lui personală, fie în viața profesională, ar fi putut, practic, să evite tranzitarea zonei respective, astfel încât ar fi evitat surprinderea sa accidentală în cadrul manifestării. După cum a spus și colega mea, știți foarte bine că în cadrul unei manifestări este aproape imposibil ca cineva să nu pozeze cel puțin o dată manifestarea respectivă. În ceea ce urmează, vrem să demonstrăm, chiar că voi vorbi numai de ipoteza a doua scurt, că chiar dacă a fost surprins acolo, nu i-a fost încălcat dreptul anonimat. De ce spunem acesta? Pentru că pârâtul a avut bună credință în momentul în care a fotografiat respectiva manifestare, subiectul manifestării în sine, subiectul articolului, cât și a imaginii, era manifestarea Roșia Montană și nu râtul. Iar pe lângă aceasta, toate celelalte decizii și exemple care ne-au fost aduse se refereau, practic, aveau subiectul o persoană individualizată, la fel și articolele care se refereau în continuare erau individualizate pe persoana respectivă, astfel înțelegând de ce s-ar putea considera că a fost încălcat un drept al persoanei respective. În continuare, de ce considerăm că nu a fost încălcat dreptul la anonimatul? Pentru că dreptul la anonimat face parte din dreptul la viață privată. În momentul în care surprindem doar o imagine a reclamantului, nu își pierde, practic, dreptul la anonimat, pentru că nu sunt expulse alte date legate de persoana respectivă. În final, am vrea să solicităm plata cheltuielor la judecată prin onorariul avocatului, o mică rectificare. Este vreo manifestare de nou? Nu, dar în momentul în care ajung și văd manifestarea respectivă, pot să evit. Și când ajungeți acolo, propriu-zis, la manifestare? Da. Deci puteți să fiți surprins? Aproape imposibil dacă sunteți în exteriorul manifestării. Dacă ați ajuns în mijlocul în manifestării, deja e un pic cam târziu să mai schimbați traseul. De unde ați tăiat? Aș făcut mențiune asupra faptului că în momentul în care intră în mulțime, se presupune că are aceeași convingeri cu ceilalți manifestanți acolo de la... Dacă susține respectiva manifestare. Am prin absurd, dacă a fost obligat să participe de către o persoană care avea autoritatea de plasare. Dacă a fost de către șef, probabil că nu ar fi trebuit cazul de față să se judece împotriva părâtului nostru, ci probabil împotriva șefului său. De ce? Pentru că a fost obligat să participe împotriva voinței sale la o manifestare. Deci
Și care cine este de acord? Și cine ar fi adus atingerea la dreptul la imagine? Șeful sau ziarul care a publicat că el a participat? Păi ziarul nu a publicat că el a participat. A publicat o poză cu el în acea mulțime. Ar fi putut să se îndrepte împotriva șefului său dacă el ar fi obligat pentru atingerea dreptului la imagine. Nu, pentru atingerea dreptului la imagine nu mai. Nu, pentru obligarea. Aia, da, păi nu, dar pe ce temei? Pentru obligare, stii. Eu am întrebat pe reclamanți. Din modul în care, este redactată speța, ziaristul a înfățișat o mulțime anonimă din care făcea parte și el. Ce considerați că a scos în evidență ziaristul? Mulțimea sau persoana, individul respectiv? Ce vă spun eu? Ziaristul, evident, că a scos în evidență mulțimea, dar persoana... Speța nu ne specifică modul în care este identificabilă sau nu persoana în acea mulțime. Deci nu știm dacă figura acestuia s-a identificat, a fost identificabilă în mulțime. Deci asta justifică faptul că am ajuns la... Dar pretențiile voastre față de ziar trebuiau să fie dovedite în acest context. Deci în contextul în care se face o poză, fac o poză la toată sala, da? Și unul dintre participanți mâine vine și spune că m-ai ajutat în ziar. Fotografie de rețea de internet sau alte asemenea manifestări, necesită acordul acelei persoane. În simțământul acordat unei persoane, nu sunt în mod obligatoriu că este acordat și pentru a publica poza respectivă. Surprinderea unei imagini valorează atât fie la un mediu privat sau un mediu public. În principiu, dreptul imagine nu atârnă de dreptul privat. Iar exemplu, el reușește ca abilității private, există atingerea dreptului privat și în cadrul captării pozei și obiectării într-un stat public. În ceea ce privește conduita autorului fapte pe care se face atingere dreptului la imagine, nu are importanță dacă se acționa cu bună credință sau cu rea credință, dreptul imagine fiind vizat în ambele cazuri. Astfel, în cazul care jurnalistul vrea să informeze publicul, bună credință nu poate ține loc de consimțământul persoanei lezate. Atingerea dreptului la imagine este independentă de modul în care reclamă de care conduitul acționa cu bună sau cu rea credință. Dreptul la viață privată garantează dreptul la intimitate, noțiunea folosită în doctrină și jurisprudența americană, dreptul de a fi lăsat în pace pentru a ne exprima într-un mod puțin juridic, dar că deschide altfel deschide și mai bine situația de fapt, și anume încălcarea dreptului la imagine și la intimitate. În conștiința curții private, viața privată încălcează două aspecte, dreptul de persoane de a fi dreptul cum dorește, la depozit de dreptul distrere și dreptul de persoane de a fi dezvoltare la zi, cu semne este motiv pentru care se poate afirma că noțiunea de viață privată înglobează două elemente principale, viața privată personală și viața privată publică. Da, știu. Tu trebuie să vii să susții și să provezi o stare de fapt pe care avem tot cunoscută. Da, starea de fapt este că el a participat la un test și li s-a fi fotografie. El nu este de acord cu publicarea... Trebuie să facem nedorit. Unde vă simțiți mai bine? Ori în bancă, ori... Onorată instanță, reclamantul X se afla într-un loc public, desfășurând o activitate cotidiană, când coloana de protestanți a trecut pe lângă el. Angajatul subsemnatului realiza în acel moment un set de fotografii pentru a ilustra acest eveniment care este de actualitate și se bucură de o mare atenție din partea publicului. Menționez că respectivul nu avea de unde să știe că X nu face parte din rândul manifestanților, iar fotografia a fost realizată dintr-un asemenea unghi, încât X apare ca și cum ar face parte din acest grup. Având în vedere circunstanțele de fapt, consideră că această acțiune nu i-a dus reclamantului X o atingere a unui drept, deoarece în momentul în care a fost fotografiat, se găsea într-un loc public, astfel cum chiar el recunoaște, fără a exista nici cel mai mic indiciu din care reprezentantul ziarului Y ar fi putut să dea seama că X nu este unul dintre manifestanți. În condițiile arătate, Y și-a exercitat funcția, respectând toate exigențele care vizează dreptul la imagine și demnitate, cu bună credință, astfel că locul în care se afla X la momentul respectiv nu-i poate fi imputat, respectiv acțiunea lui Y nu este susceptibilă de a crea un prejudiciu pensia următoare. În ceea ce privește conduita autorului faptului prin care se aduce atingere la dreptul la imagine, nu are importanță dacă s-a acționat cu bună credință sau cu rea credință, dreptul la imagine fiind lezat în altele faze. Astfel, în cazul jurnalistului care vrea să informeze opinia publică, buna lui credință nu ține, loc de consimțământ din partea lezată. De asemenea, orice persoană are dreptul la anonimat, așadar, surprinderea imaginii unei persoane valorează tot atât dacă ea este făcută în spațiu public sau în spațiu privat.
Vrem să mai evidențiem de fapt, să mai reamintim și faptul că în speță este vorba, nu este vorba de persoană publică, având în vedere că Pârâtul a spus că convingerile reglamentului nu au fost făcute publice. Ei bine, având în vedere că nu este o persoană publică, nu credem că convingerile acestuia ar fi trebuit făcute publice. Așa cum am relatat și mai devreme, în speță, condițiile răspunderii civile delictuale sunt întrunite, astfel că prejudiciul există, acesta constând în încălcarea dreptului la imagine al subsemnatului. De asemenea, există și fapte ilicite care constă publicarea fotografiei care, în care se regăsea subsemnatul, deși acesta nu avea știrea că fotografia respectivă urmează. Propunerea subiectului față de reproducerea imaginii sale nu este opozabilă celor care produc o altă imagine în care persoana respectivă este inclusă, fără a fi obiectul reproducerii. De exemplu, reproducerea înfățișează o mulțime anonimă din care face parte subiectul, bună oară în cursul unei manifestări publice. În acest caz, nu imaginea sa este obiectul reproducerii. Însă, publicarea unei asemenea clișeu poate deveni ilicită doar dacă s-a procedat încadrarea unei persoane în prim plan. Pe cale de conștiință, considerăm că nu este admisibilă cererea în judecată a reclamantului și nici descoperirile, deoarece poza nu a fost făcută pentru a individualiza pe reclamant, ci pentru a surprinde o mulțime în timpul unui protest. Deci ce primează, până la urmă? Interesul general sau interesul privat? Interesul general în cazul unei manifestări publice. Și care este acest interes general aici? Cauza rușii omitate. Sunteți pentru ziar? Da. Și interesul ziarului e cauza Roșia Montană? Interesul ziarului a fost să mediatizeze cauza Roșia Montană prin publicarea unei poze în cursul manifestației, iar reclamatul nu a fost individualizat în poza respectivă. Apărea ca un capartă. Iar ar putea deveni motiv de formare judecată doar dacă în poza respectivă el ar fi fost individualizat. Acționat cu bună credință. Dreptul meu poate fi lezat că dacă el acționează cu bună credință sau cu rea credință. Este indiferent. Este adevărat. Dacă are și sunt șanse în care le câștigi în fața unei instanțe, ca să-ți repari un drept nepatrimonial, în condițiile în care cel care ți l-a cauzat, el are bună credință. Cristian Zivco. Zivco. Zivco? Da, scuze. Și eu chiar vreau să spun că l-am lăsat pe Zolta Nene. Această posibilitate de a numi ei să vină numărul 1. Sunt sigur că vor face și că veți primi, să primiți niște diplome pentru locul 2 la acest Multicorp Competition. Înainte de a acorda, încă o dată vreau să o felicit pe toți să nu există niciun fel. Ați câștigat foarte multe prin simplu faptul că ați participat ca la Olimpia. Da, ați câștigat foarte multe prin faptul că ați participat. Nu înseamnă că unii au fost mai slabi și alții mai bine pregătiți. A fost vorba și de moment, poate, și de cum ați răspuns, și de pregătirea argumentelor, de toate, absolut toate elementele care ne-au fost date nouă să le urmărim pentru stabilirea celei mai bune dintre cele mai bune. Astfel, echipa clasată pe locul 2 și care are o mică eventualitate de a merge mai departe la
concursul național de procese simulate este compusă din Borlovan Manuela și Sixai Renate. Astfel, în unanimitate de voturi aici, completul de judecată în acest concurs a decis că premiul de cel mai bun pledan se acordă domnișoarei Renata Sixai. Okay. Diploma împreună cu premiul compus din două cărți și am înțeles o sumă de bani. Thank you.